Sâmbătă la Giurgiu a avut loc adunarea generală a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. În cadrul evenimentului s-au prezentat analiza activității Comitetului și Biroului Permanent în perioada martie 2014-martie 2015, planul principalelor activități pe acest an, raportul Comisiei de Cenzori și aprobarea documentelor prezentate. Situația politico-militară în imediata noastră apropiere ne face pe noi să privim cu tristețe și să observăm cum în Ucraina se moare românește pe frontul de la Donetsk. Guvernul României face eforturi deosebite pentru a nu ne lăsa târâți în acest conflict, iar aliații noștri, Alianța Nord-Atlantică, este alături de noi. Asociația Națională a Cadrelor Militare are încheiat un protocol cu Alianța de Centru Stânga, care este prezent la guvernare, și luptă în permanență pentru drepturile tuturor rezerviștilor militari, alături de celelalte structuri asociative ale fostelor cadre militare din structurile de apărare și ordine. Tot în cadrul adunării generale, membrii de onoare a asociației care s-au aflat în prezidiu la ședința de sâmbătă au primit fanioane reprezentative și câte o insignă cu semnele asociației.